Să discutăm despre conceptul andon. Foarte multă lume a auzit că cunoaște despre acest concept ca și niște lumini care se aprinde, care spune dacă e oprit sau un utilaj în reparație sau este în lucru. Și da, andon înseamnă literal vecu aprins. Asta înseamnă cuvinte andon. Dar nu e doar un sedepeculeț care este peste deasupra utilajului și spune care este situația actuală. Da, asta este un punct inițial, dar cel mai important este două concepte. Primul concept este, da, este un tool pentru stare, să comunicăm care este starea actuală. Este un tool pentru control visual și pentru a comunica. Această comunicare este declanșată de către un operator care lucrează la un post de lucru și este dezvoltat pentru că team leader să poată observa rapid unde este situația, unde este nevoie de ajutor și atunci să poată să meargă să ajute. În acest exemplu vedem o fabrică din Toyota în Japonia, unde ei putem vedea un panou și în acest panou sunt mai multe team leader, nu doar unul, sunt mai multe și dacă una dintre aceste stații de lucru se începe să de alt culor, poate să fie culor roșu, înseamnă că operatorul a tras semnal andon, acest semnal înseamnă că are nevoie de ajutor și team leader o să meargă să vadă care este nevoie. Asta este primul punct. Este declanșat de către operator. Operatorul are voie și împuternicire să ridice sistemul andon, o alarmă, și atunci poate opri linia. Asta e primul punct important. Nu doar un vecu aprins, dar cine prinde vecu, le aprinde operator când identifică o anormalitate. Doi, atunci când se aprinde această alarmă, trebuie să vină team leader rapid. Nu? Și este o posibilitate că linia se va opri. Nu? Și asta este al doilea punct, linia se va opri dacă nu se rezolva în timpul stabilit și ce nu vrem este să dăm mai departe probleme la următorul proces. Și atunci de multe ori am auzit, da, cât de scump este să oprim linia un minut, nu? Pentru o problemă așa de mic, mai bine dăm la o parte și mergem, că e costisitor, mult mai costisitor să oprim linia. Și tot timpul spun la oameni, dar gândește-te cât de costisitor este să oprim linia clientului când ajunge la ei o problemă noastră, din partea noastră, sau cât de costisitor este când trebuie să facem sortare sau avem o reclamație de la client. Este mult mai costisitor direct și indirect prin lipsa sau pierdere de încredere și scaderea de comenzi din partea clientului dacă vede că noi nu avem o calitate bună. Așa că tot timpul trebuie să ne gândim mai mult la termen lung, care este nevoie. Noi vrem calitate la prima oră și asta va însemna să câteodată să oprim procesul ca să ne asigurăm că doar merge lucruri cu calitate. Dacă vedeți sus, este și un punct de overtime, care zice acolo. Asta ce înseamnă? Procesul trebuie să fie construit pentru building quality. Și anume, multe linii lucrează 24 de ore, programat 3 schimburi, full. Fără pauze, poate o pauză de masă pentru operator, o pauză două, dar dacă noi oprim linia, sigurat vom avea o problemă de livrare, nu vom reuși să lucrăm, să livrăm ce ne trebuie și de multe ori vom rupe planul de producție. Atunci
procesul nostru nu este gândit să putem opri, să rezolvăm probleme și să ne asigurăm că doar trimitem cu calitate bună la următorul proces. Atunci, un exemplu este cum face Toyota în Japonia. Ei au între fiecare schimb o oră sau o oră jumate, depinde de fabrică, între schimburi. Asta înseamnă dacă eu în schimbul 1 are o problemă, ei oprește jumătate de oră, ei oprește 45 de minute, atunci acolo ne apare care este overtime care trebuie să facem la sfârșitul schimbului și toată lumea va rămâne în acest timp. Nimeni se dorește să rămână în plus, pentru că asta înseamnă că am avut problema și trebuie să recuperăm, dar primul lucru este, da, trebuie să asigurăm calitatea bună, producția de calitate și doi, trebuie să îndeplinim planul. Și atunci cum vom îndeplini planul, avem un o fereastră după sfârșitul schimbului să recuperăm. Normal că este și un cost, dar avem posibilitatea de a recupera producții. Și atunci, după aia când începe de schimbul 2, poate să înceapă cu planul care ei aveau. Asta este conceptul de building quality și gândire în spate, cum management poate abilita să avem un sistem de calitate la sursă. Doar să trecem lucruri bune din prima și asta însemna câteodată vom opri. Nu? Și atunci este o zi obișnuită în Toyota să avem un decalaj din plan pentru că am identificat anumite probleme sau un operator a avut un problemă la asamblare, la metoda de lucru, s-a identificat o anormalitate și e mult mai recomandat să opriți, să vedeți ce se întâmplă, să vină team leader, să rezolve și atunci asta va fi punctul care va ajuta să construim sistemul bun din prima. Și atunci când un operator declanșează sistemul Andon, asta este punctul 2, trebuie să avem capabilitatea de un team leader să poată să răspundă rapid. Și ce înseamnă să aibă capabilitate? Normal, o rată de un team leader poate să deservească 5-8 operatori. Și asta înseamnă că dacă avem de la 5 la 8 operatori, un team leader, ei o să fie lângă aceste operatori care, dacă este o problemă, o să meargă rapid. Și atunci, când operator declanșează Andon, primul care vine rapid este team leader, vede ce se întâmplă, hai să controlăm problema, repornim linia de producție cât de rapid, să ne asigurăm că tot este în regulă și offline vom analiza problema și vom găsi cauza rădăcină. Asta este conceptul de quick response. Normal că trebuie să înțelegem și care a fost cauza rădăcină. Team leader să le ajute să revină, poate s-a adunat o piesă și ca să poate revină un plan, poate o să intre un pic și să le ajute pe operator să lucreze, să verifice, să poate să revină la condiții standard. Trebuie să punem conceptul de Andon este trebuie să punem toate problemele la suprafață, să le scoatem. Și primul punct este containment, urmărim PDCA și rezolvăm probleme unul câte unul. Și trebuie să avem un plan de scaladare clar, ce se face și sunt diferite abordare. De exemplu, multe firme folosește abordare în timp. Dacă în 5 minute nu poate rezolva team leader, atunci trebuie să vină supervisor. Și dacă în 30 de minute nu se rezolva, trebuie să vină manager și așa mai departe. Un punct care îmi place foarte mult în fabrice din Toyota este că scaladarea depinde de capabilități. Dacă team leader știe să rezolve acest problemă și este format și este în structura lor sau responsabilitățile lor și cunoștința lor, el o să-l facă. Nu contează dacă durează 5 minute, 10 minute, 20 de minute. Nu este un pragul de timp stabilit. Dacă el le poate face, le va face până la capăt.
În schimb, dacă este ceva, de exemplu, electric, este o problemă electric, team leaderii nu se bagă în problemele electrice, cheamă direct pe mentenanța, pe ingineria, și atunci, de la minutul zero, se cheamă pe suport extern, pe mentenanță. Și atunci nu depinde de timp, depinde de capabilitate. De ce? Pentru că dacă ne gândim bine, asta ne va da cea mai bună rezolvare la termen lung. Nu? Să avem un timp de răspuns cel mai rapid depinde de cine are cele mai bune capabilități. Normal că vrem să formăm și aici vom discuta puțin, dar punctul important de un team leader este unul dintre cele mai punctul cheie. El trebuie să cunoască foarte bine proces, foarte bine utilajele, foarte bine oamenii care lucrează acolo, fiecare material, fiecare componente, și atunci el este o cheie foarte, foarte importantă. De păcate am văzut foarte multe firme care rata de lider pe oameni este 1 la 20, 1 la 25, sau mai mare, și capabilitatea de a ajuta și răspunde la probleme pe care operatorii pot să aibă este foarte mică, foarte redusă, și atunci trebuie să ne gândim, da, este un cost să avem lider pentru cât mai puțin oameni, este cost mai mare, dar care este beneficiul la termen lung, nu doar beneficiul la scurt sau direct, dar și tot ce ne poate ajuta să avem un team leader dezvoltat. Care ar fi secvența de un... când identificăm abnormalitate, când identificăm problema, care ar fi logica? Primul punct este să identificăm abnormalitate. Și pentru asta este foarte important să avem standard work, management visual, 5S, punctele de vasă care ne vor ajuta să identificăm aceste probleme. Inspecție la sursă, pocalioche, și atunci dacă identificăm o problemă, asta va genera că să vină, să declanșeze sistemul Andon de către operator, să vină team leader și să spună că asta este în controlul meu, dacă este, atunci răpăr și aduc la stare standard și pornim producție. Dacă nu este în controlul meu, sub controlul meu, atunci chem pe liderul meu sau pe cineva care mă poate ajuta, dar în principiu lider din echipa mea, din grupul meu, supervisor, el va evalua condiții și atunci, dacă el poate rezolva acest problemă, dacă nu le poate rezolva, la fel va chema pe altcineva, al lider, și dacă le poate rezolva, atunci va controla. Ce înseamnă asta? Trebuie să ne asigurăm că acest problemă nu va ajunge mai departe la următorul proces, care este clientul nostru, și trebuie să inspectăm că dacă a fost o problemă de material, hai să vedem dacă toate materialele care sunt aici sunt bune, doar a fost o piesă sau sunt mai multe. Și atunci aici trebuie să identificăm corect care este problema, nu? Care este, cine a identificat, când, unde, și să găsim o cauza respectivă din problema acolo și să rezolvăm că să putem reporni producție. Asta înseamnă acolo am controlat, acolo mi-am asigurat că pot să revin în siguranță la lucru și nu se va mai întâmpla în următoarele ore acest problemă. Pornim producție și asta nu înseamnă că aici s-a oprit procesul. Următorul este prevenire. Okay? Odată că am conectat în partea de container corect informație, de multe ori facem un raport 5W2H, unde descriem corect problema, what, why, where, who, when, how, and how many, pentru a identifica corect și clarifica problema, atunci offline vom face
partea de problem solving. Partea de problem solving care ne va ajuta să prevenim că acest problema să apară în viitor. Asta ar fi un ciclu complet de când se declanșează o semnală în don de către un operator. O să treacă prin diferite lideri și o să fie rezolvat dacă este posibil din cel mai aproape la proces, primul lider, cel mai bine, dacă nu, atunci vom trece la diferite nivele.